Este întotdeauna plăcut când putem face ceva bun cu lucruri pe care de obicei le aruncăm. De exemplu, cu zațul de cafea puteți crea un îngrășământ pentru plante și cu cojile de lămâie remedii efective de vindecare. Dacă sunteți un consumator frecvent sau ocazional de ceai, veți fi încântați să știți că puteți adăuga, de asemenea, pliculețe de ceai uzate la lista de lucruri care nu trebuie aruncate. Iată câteva modalități de a le refolosi. Dă o notă de aromă orezului sau cerealelor. Puneți o pungă de ceai în apa de gătit pentru a da mâncării un plus de aromă. Vă sugerăm să împerecheați ceai de iasomie cu orez și ceai caicovăz. Protejați plantele de ciuperci. Fierbeți un pliculeț de ceai uzat și folosiți lichidul pentru a uda plantele. Va ajuta la prevenirea formării ciupercilor. Neutralizați mirosurile. Se toarnă conținutul uscat al plicurilor de ceai uzate în colțurile casei care au cel mai probabil miros urât, cum ar fi cutii de gunoi pentru pisici sau fundul recipientelor de gunoi. Puneți câteva plicuri de ceai uscate în pantofi atunci când nu îi folosiți, curățați șemineul. Dacă și tu ești destul de norocos să ai un șemineu acasă, presară conținutul diferitelor pungi de ceai uzate în cenușă pentru a-l întări înainte de a mătura interiorul șemineului. Scoateți grăsimea din vase și tigăi. Se toarnă pungile de ceai în apă călduță. Se înmoaie oalele murdare și tigăile și se lasă să se înmoaie timp de câteva ore. Ceaiul ajută la eliminarea murdăriei și a grăsimilor. Adăugați-le la o baie caldă. Antioxidanții din ceai sunt excelenți pentru piele, iar aroma va face baia mai plăcută și relaxantă. Împotriva mușcăturilor de insecte și a arsurilor solare, un pachet rece de pungi de ceai uzate va ajuta la reducerea inflamației și a durerii. Clătiri de păr. Îndepărtați acumularea de produse pentru păr în muie în 3-4 pungi de ceai uzate în apă caldă. Se toarnă această soluție în păr după ce ați aplicat șampon și balsam și nu clătiți. Deodorizează covoarele. Presărați conținutul uscat al plicurilor de ceai pe covoare înainte de aspirare. Reduceți umflarea ochilor. Aplicați pungi reci de ceai sub ochi, de parcă ar fi felii de castraveți. Taninurile din ceai vor ajuta la reducerea pungilor de sub ochi. Curați-a pantofii din piele. Folosiți o pungă de ceai pentru a le lustrui. Îndepărtați mirosul urât din mâini. Folosiți o pungă de ceai ca și cum ar fi o lingură de săpun pentru a scăpa de mirosul urât de mâini, usturoi, ceapă sau pește.